Mentorii au fost, cred că au fost cel mai mare sprijin pe care l-am primit. Începând din facultate, au fost câțiva profesori care m-au susținut în mod deosebit și m-au încurajat. Bună, Daniela! Bine ai venit la discuția noastră despre tehnologie! Bună! Îmi pare bine că mă aflu aici! Povestește-ne puțin despre călătoria ta în domeniul tehnologiei. Când a început interacțiunea ta cu tehnologia și cum ai ajuns unde ești astăzi? Prima mea interacțiune cu tehnologia a fost, cred, în liceu. Am urmat un profil de matematică informatică și acolo am văzut cam ce înseamnă informatica ca parte din tehnologie. Îmi plăcea foarte mult matematica în liceu, dar apoi la facultate am vrut să urmez o cale mai concretă, mai aproape de lumea de zi cu zi, și atunci am ales informatica. Am continuat cu studiul informaticii la ASE, la Facultatea de Cibernetică. Și apoi, după terminarea ciclului de licență, am început să lucrez ca programator. Și fac acest lucru de vreo 10 ani. Am lucrat la mai multe companii și am dezvoltat aplicații care sunt folosite în viața de zi cu zi, exact cum îmi doream, să fac ceva practic, ceva concret, ceva care să ajute oamenii, să ajute societatea. Care e prima ta amintire legată de interacțiunea cu un calculator? În școala generală îmi amintesc că au fost cumpărate primele calculatoare când eram clasa a patra, cred, erau acele calculatoare mari, cu unitate centrală mare, cu monitoarele mari, și mi-amintesc niște joculețe. Erau foarte interesante pentru noi atunci, copii fiind. Și apoi știu că făceam niște ore de TIC, de tehnologia informației, și învățam cum să desenăm în Paint sau să scriem un document în Word. Lucruri foarte simple, dar părea foarte, foarte interesant. M-a atras de atunci. Da, asta cu Paint îmi amintesc și eu că tot timpul ne dădeau ceva de făcut la școală pe calculator și noi, când nu se uitau profesorii, intram în Paint și ne mai jucam ce acolo. Mi se părea foarte amuzant. Da, era foarte amuzant, da. Să faci trecerea de la hârtie și acoarele la desenul pe calculator. Da. Ce faci acum la job? Cum arată o zi obișnuită din viața ta la locul de muncă? Rolul pe care îl am acum este, bineînțeles, și de programator. Asta îmi place să fac, să fiu aproape de cod. Dar o parte din atribuții presupun și leadership și să fiu responsabilă pentru o echipă de oameni. Și atunci o zi obișnuită la mine la job înseamnă o parte de programare, o parte de rezolvat task-uri, dar foarte multă interacțiune cu oamenii, cu echipa, cu clientul, discuții despre ce urmează să implementăm, să rafinăm soluția pe baza acelor discuții. Îmi petrec destul de mult timp cu colegii de echipă, îi ajut pe partea tehnică, pe partea de implementa soluții, de comunicare cu clientul, încerc să fiu legătura, de fapt, între client care nu are atât de multe cunoștințe tehnice și colegii dezvoltatori care nu au neapărat foarte multe cunoștințe de business. Atunci încerc să fiu bridge-ul dintre ei. O zi obișnuită din viața mea, o zi de mers la birou, asta înseamnă mă trezesc dimineața, am rutina mea de acasă, ajung la birou, încerc să fiu calm în trafic, uneori îmi iese, uneori nu, dar îmi pun niște muzică drăguță și sunt calmă. Ajung la birou și avem așa o mică tradiție, ne așteptăm unii pe alții să mergem la cafea. Da, încercăm să fim toți la cafea, să povestim un pic cum ne-am petrecut ziua de dinainte, să facem o glumiță. Apoi, în prima parte a zilei, de obicei am ședințe și după aceea începe efectiv partea de lucru.
De-a lungul zilei avem o pauză de prânz, în care la fel ne bucurăm de echipă, mergem cu toții la prânz. De obicei este o masă mare, 10 persoane, 15 persoane, este foarte, foarte distractiv și relaxant în același timp. De-a lungul zilei mai avem așa câteva pauze de 5 minute, de 10 minute și recent a avut un coleg o idee să aducă un puzzle, un puzzle mare, 1000 de piese. Wow. Da, da, și l-am pus pe o masă lângă zona noastră de birouri și atunci când vrem să ne luăm ochii un pic din calculator, să facem o pauză, mergem acolo și punem 2-3 piese la puzzle. Ce tare! Da, da. Și ne face foarte bine să avem așa o pauză creativă în același timp. Super! Cam asta ar fi o zi tipică de muncă. În cadrul parcursului tău profesional, ai avut parte de sprijin din partea mentorilor? Da, foarte mult. Mentorii au fost, cred că au fost cel mai mare sprijin pe care l-am primit. Începând din facultate, au fost câțiva profesori care m-au susținut în mod deosebit și m-au încurajat. Și apoi la fiecare loc de muncă, am avut mai multe locuri de muncă, dar la fiecare loc de muncă a fost măcar o persoană care a fost aproape de mine, care avea deja experiență și pe partea tehnică și pe partea umană, pe partea de coaching, și m-a ajutat foarte mult. Au avut încredere în mine, m-au susținut, mi-au dat curaj, mi-au dat feedback, iar este foarte important să primești feedback și pozitiv și constructiv, astfel încât să poți să te dezvolți, să crești. Și dacă vorbim de coaching, aici la Indava avem o inițiativă foarte, foarte drăguță, în care fiecare angajat are un coach, are lângă el mereu aproape o altă persoană cu mai multă experiență decât el, care îl susține, îi dă curaj, îi dă feedback, îl ajută să-și facă un plan de dezvoltare a carierei, deci cumva îl ghidează. Este mai mult decât un mentor, este un coach. Și atunci și aici am avut parte de așa ceva și sunt foarte mulți colegi care sunt și coach și dau mai departe din cunoștințele lor. Ce drăguț! Partea asta de împărtășire de cunoștințe și tehnice și non-tehnice e foarte importantă. Și programul acesta îl desfășurați intern? Uh-huh. Vă alegeți voi colegul cu care vreți să... Aproximativ. Formați. Da, da, nu este neapărat aleasă persoana respectivă XYZ, dar mai degrabă în funcție de nivel, decât de junior sau senior. Da, încercăm să ne împărțim și fiecare să aibă un număr echilibrat de persoane în grijă, să spunem. Foarte tare, felicitări! Da, mulțumesc! Care sunt cele mai mari realizări din cariera ta de care ești așa foarte mândru? Mă gândesc aici poate un proiect special care ți-a rămas în minte. Pe partea tehnică te-ar interesa? Sau în orice domeniu, nu neapărat. Pe partea tehnică aș zice că am simțit așa că am avut o realizare în momentul în care am avut prima experiență de leadership. Prima experiență în care am fost lead-ul unei echipe și am reușit să dezvolt proiectul respectiv și din punct de vedere tehnic și în același timp să am grijă și de oamenii din echipă să se dezvolte și ei. Atunci am simțit că într-adevăr am făcut ceva de care sunt mândră. Și o altă realizare, așa foarte aproape de sufletul meu, pe lângă partea de programator, mie îmi place foarte mult și să predau. Și de-a lungul timpului am avut diverse experiențe de trainer. Am ținut niște cursuri mulți ani la o companie care ținea cursuri de calificare pe partea de informatică. Și apoi aici iar în Endava susținem tot felul de training-uri, de cursuri interne și m-am implicat și pe partea asta. Și atunci pentru mine am simțit mereu că este o realizare faptul că am putut să merg cu ambele în paralel, că am reușit să fac timp și pentru jobul de pe proiect, da, cele 8 ore, dar și partea de predat.
Și combinația asta m-a împlinit și m-a făcut să mă simt mândră că am reușit să le fac pe ambele. Drăguț, te-am auzit mai devreme că spuneai chiar că înregistrai cursurile pentru studenți. Da. La acel centru de cursuri vroiam să le lăsăm materiale studenților. Adică ei veneau în sală, erau orele de curs, dar și înregistram ca pe urmă ei să le mai poată urmări acasă. Din nou, studiul individual e foarte important și atunci îi încurajam cât mai mult. Învățați și acasă, reluați materialele, chiar dacă ați fost în sală, le mai parcurgeți odată, faceți și voi exemplele cu mânuțele voastre, le mai gândiți încă o dată, poate găsiți erori, învățați să le rezolvați singur, să cercetați. Da. Și acum spunem puțin și despre provocările pe care le-ai avut pe parcursul carierei. Nu știu, poate cele mai dificile provocări cu care te-ai confruntat? Cred că la începutul carierei a fost o provocare să mă acomodez cu procesele dintr-o companie. Am lucrat încă de la început într-o companie multinațională. Și următoare la fel, și Endava la fel, este multinațională. Și atunci, fiind proaspăt ieșită de pe băncile facultății, tocmai terminasem licența, a fost destul de greu să învăț procesele, să comunic cu oameni din toate colțurile lumii, da? Să-mi dau seama că sunt culturi diferite de oameni, că trebuie să îi abordez într-un mod un pic diferit, adică vorbești cu un francez într-un anumit fel, dar cu un american poate vrei să fii mai la obiect, să fii mai pragmatic și atunci trebuie să te adaptezi. Cred că mai mult partea asta umană a fost o provocare pentru mine decât partea tehnică. Te-ai confruntat vreodată cu bariere ca femeie în tehnologie? Aș zice că nu. Deci, pur personal, nu am simțit vreodată că sunt discriminată sau că nu am șanse la fel de multe precum colegii mei băieți, bărbați. Chiar și în liceu am simțit mereu că fetele, cel puțin din clasa mea, au fost încurajate să mergem și pe partea de fizică și de medicină, informatică. Ne-au susținut să mergem la olimpiade, la concursuri. Apoi la locul de muncă a fost foarte, foarte ok de-a lungul timpului, adică am avut și manageri care au fost bărbați, nu neapărat români, dar și din alte țări, și a fost întotdeauna ok, m-am simțit susținută și încurajată să mă dezvolt. Dar așa în echipă situația era cumva echilibrată dintre... Aproximativ, da. De ce zic aproximativ? Să zic așa, în general, procentul de fete era undeva pe la 30-40%. Uh-huh. Mai puțin pe proiectul actual. Suntem celebri în Endava, pot să spun, pentru că suntem foarte multe fete. Foarte multe. Mă bucur să aud asta. Cred că suntem vreo 21 pe proiect și sunt vreo 4 băieți, dar restul sunt numai fete. Și lucrăm foarte bine împreună. Chiar este foarte bine, ne simțim foarte bine. Mă bucur. Da. De ce crezi tu că e important pentru o fată să urmeze o carieră în tehnologie? Sau poate nu neapărat, poate nu vrea neapărat o carieră în tehnologie, dar de ce e important pentru ea să își dezvolte abilități digitale? Cred că trebuie să fim conștienți că societatea se îndreaptă în acea direcție. Că totul în jurul nostru se digitalizează, trece în zona asta de digital și atunci e foarte important să ne adaptăm, să rămânem relevanți. Adică indiferent de cariera pe care o să o ai, poți să fii profesor, da? Poți să fii actor, da, trebuie să ai și partea asta, da? Nu știu, poate că trebuie să dezvolți niște materiale dacă ești profesor sau să abordezi niște joculețe cu copiii, na, care să-i atragă. În ziua de astăzi trebuie să folosești și calculatorul sau diverse platforme. Pe partea de marketing, pe partea de vânzări. Adică a ajuns calculatorul să fie prezent în orice domeniu. Atunci e foarte important, chiar dacă nu faci efectiv programare, dar exact cum ai zis tu, niște skill-uri
digitale e musai să le aveam. Ai un sfat pe care l-ai oferit fetelor pentru a le încuraja să, zicem, uite că vorbești acum cu o fată de liceu, ce sfat i-ai da ca să se dezvolte în acest domeniu? Cred că i-a spune, în primul rând, să aibă curaj. Să aibă curaj dacă asta își dorește, dacă se simte atrasă de acest domeniu. Să aibă curaj să meargă pe această cale, să iasă din zona de confort, pentru că cumva noi ca oameni suntem înclinați să ne protejăm pe noi înșine, da? Să rămânem unde ne simțim confortabil, unde ne simțim safe. Dar de cele mai multe ori, dacă vrei să-ți îndeplinești visurile, trebuie să faci un efort, să ieși din zona de confort. Ce le-aș mai transmite, este foarte important să găsească alte persoane care au aceeași pasiune. Pot să fie colegi, pot să fie profesori care să le încurajeze, dar să aibă un cerc de oameni. O comunitate. Da, exact. Care să fie pasionată de același lucru. Și atunci fiecare din acea comunitate cumva se motivează unul pe celălalt, se trag unul pe altul în direcția respectivă. Și atunci este mai ușor. Și pe partea practică, dacă ne gândim nu neapărat la o fată, la un elev în general care ar vrea să urmeze o carieră în tehnologie, cu ce i-ai recomanda să înceapă? Au apărut în ultima vreme, chiar și pentru copiii micuți de la școală generală, tot felul de joculețe și de platforme unde pot să înceapă să descopere informatica și programarea. Și le-aș recomanda să înceapă cu ele. Foarte multe sunt free, da? sunt gratis, poți să intri acolo. Și interfața grafică e foarte prietenoasă, sunt tot felul de șoculețe, ei trebuie să, nu știu, să scrie o condiție logică, să șutezi la poartă să dai gol sau da, să faci o mașinuță să meargă. Și cred că asta ar funcționa foarte bine pentru copii, iar atrage foarte mult partea asta de joc. Super. Acum am aici o provocare pregătită pentru tine, e o întrebare așa mai provocatoare. Dacă ai putea inventa o tehnologie nouă chiar acum, care ar fi aceea? Nu știu, mă gândesc poate la o tehnologie care să te ajute pe tine în viața de zi cu zi sau la muncă, să-ți facă cumva viața mai ușoară sau să-i ajute pe ceilalți. O tehnologie nouă? Da, orice tehnologie din lume. Da, este o întrebare dificilă. Ar fi foarte, foarte tare să inventăm un mijloc de transport în care să putem să ajungem foarte repede dintr-un loc în altul. Și atunci să putem să fim aproape de oameni mult mai ușor. Dacă s-ar putea chiar să ne teleportăm, ar fi perfect. Da. Super. Mi-am dat seama că te-am întrebat foarte multe despre ce faci la locul de muncă, dar nu te-am întrebat despre ce faci tu în viața de zi cu zi, care sunt hobby-urile tale. În viața de zi cu zi am acasă un papagal cu care îmi place să petrec vremea. Da. Cum îl cheamă? Îl cheamă Puiu. Puiu? Da, și este foarte, foarte jucăuș și foarte inteligent și foarte afectuos. Și mă relaxează foarte mult să petrec timpul cu el. Și îmi place să cânt la pian. A fost ceva pe care mi l-am dorit din copilărie și n-am avut șansa să iau lecții de pian. Și în urmă cu 3 ani, aproximativ, am început să iau lecții de pian. Atunci acum fac meditații de pian cu un profesor. Ce frumos! Da, și îmi place foarte mult și încerc să exersez cât de mult pot. Simt că este foarte bine pentru mine să fac altceva care nu are neapărat legătură cu partea tehnică. Că să explorez și partea creativă. Cam asta a fost. Mulțumesc mult pentru lucrurile pe care mi le-ai împărtășit. A fost o super plăcere să stau de vorbă cu tine.